Filmul cu cele mai multe nominalizări la premiile Oscar de anul acesta poate fi vizionat pe platforma de streaming online Voyo. Actrița din Everything Everywhere All at Once a fost deja premiată la Globurile de Aur. Povestea care vorbește despre monotonia și stresul cotidian reușește pe parcurs să-i trimită pe privitori într-o incursiune multidimensională. Everything Everywhere All at Once are 11 nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, scenariu original, regie, două roluri secundare și un rol principal. Filmul spune povestea unei femei de origine chineză care conduce o spălătorie undeva în America împreună cu soțul ei. Micul ei univers este plin de stres, ignoranță și frustrare. Problemele cu soțul și fiica sunt din ce în ce mai mari, iar rostul vieții dispare. Asta până într-un punct în care totul ia o întorsătură multidimensională. It does not look good. Actrița Michelle Yeoh a fost premiată pentru acest rol la Globurile de Aur. I remember when I first came to Hollywood. It was a dream come true until I got here because look at this face. Someone said to me, "You speak English." Criticii internaționali spun despre Everything Everywhere All at Once că este pelicula complexă și antrenată care reușește să combine comedia, artele marțiale, SF-ul și acțiunea în ceva nemai întâlnit. Cu o dinamică incredibilă și cu un montaj pe măsură, trimiterile către alte filme de succes și clișeele folosite ajută privitorul să înțeleagă mai bine acțiunea. Michelle Yeoh e o actriță foarte bună. Soțul ei este un actor vietnamez, Ke Huy Quan, care seamănă foarte bine cu Jackie Chan. Și nu întâmplător, pentru că are de alternat secvențele de tocilar îndrăgostit între două vârste îndrăgostită soția lui cu cele de chiar Jackie Chan, în care bate hoarde de adversari. Îți trebuie forță ca să vezi filmul ăsta de două ore și ceva până la capăt. Și atunci aș recomanda să fie văzut dimineața. Everything Everywhere All at Once, filmul cu cele mai multe nominalizări la premiile Oscar 2023, poate fi vizionat acum online pe Voyo.